Vasile Popeanga a declarat la Radio Târgu Jiu în cadrul emisiunii Pro și Contra că Marin Condescu își pregătește revenirea la Pandurii. Deja, Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia a revenit în acționariatul clubului la sfârșitul anului trecut. Dumneavoastră, ce părere aveți de o întâlnire de luni la Clubul Sportiv Pandurii între Condescu, Ion Călinoiu, Manțoc și a patra persoană, dar a patra persoană n-a putut fi identificată pentru că ori a plecat mai devreme, ori a plecat mai târziu. Ești curios să văd ce reacție are Ciurel. Ești curios să văd ce reacție are fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție despre această împăcare. Dumneavoastră credeți că aici se cog niște lucruri? Este limpede. Să știți că întâlniri Ion Călinoiu și Ionel Manțoc au mai fost. Mai sunt. Surprinzător este că se pregătesc mișcării la Clubul Pandurii chiar după demiterea managerului CEO Laurențiu Ciurel, principalul finanțator al grupării Gorjene. Marin Condescu vine din zona care a controlat CEO înainte de Laurențiu Ciurel. Putem să facem o previziune la postul nostru de radio? Vă rog. Ce ați zice dacă o să ajungă președintele clubului? Marin Condescu? Da. În România poate oricine să fie orice. Mai vedeți dumneavoastră niște criterii de selecție? Nu. Chiar poate fi, m-am uitat. Prefect poate fi oricine. Poate că acolo președinte de club e important să ai resurse financiare. Pentru că fără bani nu poți să faci performanță. Spune, Marin Condescu a început să aibă performanțe. Problema este că se lăcomise. Și eu sunt convins că în momentul în care vine, va veni cu niște răzbunări. Țineți minte și la Ionel Manțoc și la mulți. Vor veni cu răzbunări oamenii ăștia. Nu vor veni mai înțelepți. Dar ce credeți că îi unesc pe toți? Și atunci, la ce să se mai aștepte gorjenii? Cum că noi ziceți că face parte și el din gașca asta acum, nu? Da, dar e împăcarea istorică. Adică între oameni politici eu niciodată n-am... Pacea de la club. Da, eu niciodată n-am crezut că oamenii politici se urăsc. Iar întâlnirile nu le sunt străine celorlalți politicieni din județ. Mafia s-a regrupat. Dușmanii de moarte care erau rivali politici de la fostul PDL. Și chiar fostul PDL nu pot să-l includ alături de prietenul lui și pe Condescu și împreună cu șeful mafiei de la PSD și-au dat mâna, au întâlnit săptămânale și categoric ei discută probleme de la CEO, unde deja au început să-și pună ceva oameni, și discută probleme politice și de control al partidelor politice. Marin Condescu a revenit la șefia USMO și a fost mandatat să administreze patrimoniul organizației sindicale. USMO are deja aproape 5.000 de membri. USMO are deja aproape 5.000 de membri și are acțiuni la Minprest, MedServ Min, Clubul Pandurii și la hotelul Mina din Rânca. După cum susține Marin Golea, cel care s-a ocupat de sindicat când Condescu avea restricții impuse de instanță. Ne-am judecat, am câștigat, avem acum aceleași drepturi pentru că Clubul Pandurii este societatea non-profit. În condițiile astea, fiecare membru fondator are aceleași drepturi. Și trebuie să luăm această chitare, pentru că v-am spus acolo, valoarea clubului Pandurii este foarte mare, noi am investit de la început, nu putem să renunțăm așa pentru că ar fi dorit cei care erau la conducerea județului să fie scos sindicatele, să dispară USMO-ul ca acționar. Patrimoniul USMO-ului nu este de neglijat, avem acțiuni în toate societățile astea care au fost făcute împreună cu administrația, deși dumnealor minimalizează acest lucru, e vorba de MedServ Wolfermin, Minprestu, Wolfermin a fost lichidat până la urmă, clubul Pandurii, cabana de la Rânca, deci avem un patrimoniu impresionant. Până la urmă, banii n-au fost mâncați așa cu spune administrație și au fost investiți, pentru că sindicatele și-au dat seama că o să ajungă la un moment dat în această postură în lupta cu administrația, având în vedere ceea ce se întâmpla. Se preconiza cu privatizarea și ca să poți să reziști până la urmă în lupta asta cu administratorii, asta trebuie potență financiară. Nu este exclus nici ca Marin Condescu să revină în fruntea clubului. USMO a câștigat la sfârșitul anului trecut procesul cu CS Pandurii Târgu Jiu, prin care a cerut anularea hotărârii prin care sindicatele au fost excluse din rândul acționarilor clubului. Decizia este definitivă. Ei acum își pregătesc, au devenit acționari, își pregătesc oameni pe partea cealaltă să ce? Să ia bandă acolo, să-i ducă în sport, să facă ce au făcut. Puțuri, școli de academii de fotbal, plăți ilegale, că iată plătim la finanțe pentru organizare 23 de miliarde, de să fure. În această seară este programată o adunare generală a acționarilor de la Pandurii, iar surse susțin că vor fi schimbări în conducerea clubului. În acest moment, acționari mai sunt Complexul Energetic Oltenia, Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu și Societatea Artego.